Stimați membri ai Consiliului Științific, domnule asistență, stimate doctorante, vă dați extrasul din procesul de verbal numărul 1 al ședinței Consiliului Științific al Universității de Educație Fizică și Sport din 16 septembrie 2021. S-a discutat componența comisiei de doctorat pentru susținerea tezei de doctor în științe ale educației a doamnei Nica Irena Teodor. Citate CES-ul 3304, educația fizică, sport, kinetoterapie și recreație, cu tema impactul metodii Pilates asupra managementului centrelor sportive și condițiile fizice. Conducător științific Budeiuc Puiu Anatol, doctor în istorie, profesor universitar. S-a hotărât a constitui componența Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor Manolache Vicislav, președinte, Onoiu Mihai, doctor în știință pedagogică, conferențiar universitar, Universitatea Statului Cătării și Sport din Chișinău, secretar științific, Budeiuc Puiu Anatol, doctor în istorie, profesor universitar, UNSEFS, conducătorul științific, Trigoi Vasile, doctor în știință pedagogice, profesor universitar, UNSEFS, Chișinău, referent oficial. Cojocaru Andrian, doctor în biologie, profesor universitar, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Iași, România, referent oficial. Liușnea Cristian Ștefan, doctor în știință pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Dunării Jos din Galați, România, referent oficial. Aveți întrebări la componența comisiei? Nu. Da. Atunci, cuvântul eu ofer secretarul științific pentru a da citire cu lucrurile. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Pretendenta de astăzi, Nica Irene Teodora, născută la 19 octombrie 1990, Iași, România. Educație și formare, 2006-2010, cu diploma de bacalaureat, Liceul Vasile Alexandrii din Iași. 2010-2013, diploma de licență, specializare educație fizică și sport, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, Facultate de Educație Fizică și Sport. 2013-2015, diploma de master, activități sportive de timp liber și sporturi extreme, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, Facultate de Educație Fizică și Sport. 2015, până în prezent, a fost doctorantă în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova. Experiență profesională, 2013, profesor Educație Fizică și Sport, monitor, ski, instructor, not, instructor, Kwan Kido, în cadrul taberei Junior Smile. 2010, instructor Kwan Kido Pilates, gimnastică aerobică, circuit training, în cadrul centrului sportiv Dao Center Iași. 2019 prezent, școala gimnazială Popricani, județul Iași. În prezent, profesor de educație fizică și sport. Are 11 publicații, dintre care o publicație sunt la tema tezei de astăzi. Dosarul pretendentei de astăzi este complet, este în corespundere cu cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. A fost prezentat la timp. Publicațiile prezente 8 sunt în reviste atât naționale cât și internaționale și publicații în cadrul conferințelor științifice internaționale. Aici se da. Mersi. Nu sunt întrebări. Nu, nu. Atunci, la cuvânt, îi se oferă pretendenții la titlul de doctor. Aveți la dispoziție 20 de minute pentru a expune conținutul tezei. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimate conducători de doctorat, stimate președinte, stimate secretar științific, stimați referenți oficiali, stimați membri ai comisiei, stimată asistență. Titlul tezei de doctorat este Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiții fizice, teză realizată sub îndrumarea domnului conducător științific, profesor universitar dr. Anatolie Budevici Puiu. Teza de doctorat cu titlul Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice contribuie la aprofundarea unui subiect puțin tratat de literatura de specialitate, prezentând argumentat și în baza rezultatelor unor cercetări experimentale, modul în care metoda Pilates contribuie la dezvoltarea condiției fizice a practicanților, în special a femeilor, cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani și indirect la creșterea profitului clubului sportiv.
Noutatea și originalitatea cercetării constă în elaborarea unor modele eficiente de programe specifice metodei Pilates, adaptate femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani și impactul aplicării acestei metode în cadrul centrului sportiv. De asemenea, s-a studiat rolul și locul metodei Pilates în îmbunătățirea și dezvoltarea condiției fizice a femeilor cuprinse în cercetare, precum și impactul acestei metode asupra numărului de participanți care frecventează această disciplină, asupra veniturilor, a cheltuielilor și a managementului centrului sportiv cuprins în cercetare. Actualitatea și importanța temei abordate este determinată de abordarea interdisciplinară a metodei Pilates, activitate sportivă cu notorietate internațională, care este analizată teoretic și experimental pentru a dovedi în cele din urmă impactul pozitiv pe care îl generează asupra stării de sănătate a femeilor, dar și asupra aspectelor de management ale unui centru sportiv. Starea de sănătate a femeilor și stilul lor de viață au o importanță deosebită, iar în vederea consolidării sănătății se recomandă practicarea activităților fizice cu caracter susținut, fie independent sau într-un cadru organizat în centre sportive. Analiza literaturii științifice cu privire la educația fizică a populației de sex feminin, în special a celor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, a relevat următoarele contradicții. Între obiectivele statului și cele ale societății civile, privind aspectele biologice, psihologice și sociale, a unei grupe de vârstă importantă, femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Între nivelul de cercetare, privind problemele de îmbunătățire a stării fizice și consolidarea sănătății populației active, privind dezvoltarea insuficientă a unei abordări științifice pentru îmbunătățirea eficacității educației fizice a populației, în special a femeilor. Între nevoia de a consolida și menține sănătatea fizică a femeilor și dezvoltarea insuficientă a suportului metodologic și tehnologic adecvat categoriei de femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. În baza contradicțiilor a fost identificată problema care constă în căutarea, identificarea și dezvoltarea condițiilor organizaționale și pedagogice prin intermediul educației fizice, prin aplicarea mijloacelor specifice metodei Pilates, în cadrul unui centru sportiv, cu scopul analizei impactului asupra condiției fizice a practicantelor și influența acestei discipline asupra managementului centrului sportiv. Subiectul cercetării constă în dezvoltarea condițiilor organizatorice și pedagogice ale educației fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani și implementarea lor prin intermediul metodei Pilates, precum și verificarea experimentală a eficacității aplicării acesteia pe grupul țintă, în cadrul centrului sportiv supus analizei. Totodată, se are în vedere posibilitatea implementării conceptelor manageriale la nivelul centrelor sportive, identificarea competențelor necesare pentru funcția de manager sportiv și evaluarea modului în care disciplina Pilates, parte componenta ofertei de servicii sportive, poate impacta obiectivele manageriale ale organizației, creșterea veniturilor și a numărului de clienți. Ipoteza de cercetare presupune că metoda Pilates va avea un efect pozitiv asupra condiției fizice a femeilor, dar și asupra managementului centrelor sportive, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții. Practicarea metodei Pilates contribuie la dezvoltarea condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Metoda Pilates contribuie la îmbunătățirea forței abdominale, la dezvoltarea mobilității și elasticității musculare, la formarea și dezvoltarea echilibrului, dar și la modificarea compoziției corporale a femeilor practicante. Succesul centrului sportiv depinde de competențele managerului de a adapta oferta de servicii și conținutul activităților sportive pentru a se adresa și femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Metoda Pilates influențează managementul centrelor sportive, contribuind la atragerea de noi clienți, la păstrarea celor existenți și la creșterea veniturilor cifrei de afaceri. Pe baza ipotezei de cercetare s-au formulat următoarele sarcini. Identificarea componentelor de management care influențează situația financiară a centrului sportiv, elaborarea unui model de competențe necesare managerului sportiv, identificarea măsurilor necesare a fi implementate pentru îmbunătățirea veniturilor și profitabilității centrului sportiv în baza rezultatelor analizei situațiilor financiare din perioada 2017-2020. Analiza contextului teoretic pentru dezvoltarea și implementarea condițiilor organizaționale și pedagogice pentru dezvoltarea condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Dezvoltarea unui suport metodologic pentru educația fizică a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani prin intermediul metodei Pilates. Proiectarea unui plan de exerciții Pilates pentru îmbunătățirea condiției fizice a femeilor și verificarea în activitatea experimentală
a eficacității exercițiilor Pilates asupra condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Chestionarea practicantelor de Pilates în vederea obținerii unui feedback direct cu privire la modul în care exercițiile Pilates le influențează starea de sănătate fizică și mentală. Structura tezei de doctorat cuprinde o parte introductivă, trei capitole destinate analizei teoretice și experimentale a conceptului de management în cadrul centrelor sportive și implicațiile metodei Pilates asupra organizației sportive și condiției fizice a clienților și se finalizează cu concluziile la care am ajuns în urma cercetării. În introducere este argumentată actualitatea temei abordate și importanța problemei cercetate. Sunt precizate scopul și obiectivele cercetării, se evidențiază noutatea, importanța teoretică, valoarea aplicativă a lucrării și aprobarea rezultatelor cercetării. Capitolul 1 al tezei, fundamentarea teoretică și metodică, referitoare la impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice, prezintă într-o manieră duală aspectele teoretice, practice și legislative privind managementul centrului sportiv și metoda Pilates, având scopul de a determina necesitatea elaborării și a fundamentării metodologiei. Astfel, primul subcapitol este dedicat analizei conceptului de management, fiind prezentat mediul ambient al managementului activității sportive și particularitățile managementului aplicat în cadrul unui centru sportiv. Cel de-al doilea subcapitol analizează literatura științifică de specialitate privind metoda Pilates ca formă de practicare, abordând particularitățile de vârstă ale femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Metoda Pilates este un sistem de antrenament de tip tuning, bazat în principal pe contracție izometrică, concentrare mentală și tehnici respiratorii. Interesul pentru exercițiul Pilates continuă să crească datorită actualei tendințe sociale de a favoriza aspectul frumos și forma subțire a corpului. Mai mult decât atât, exercițiile de tip Pilates tratează corpul și mintea umană ca fiind un tot unitar și le cultivă reciproc și organic pentru a face corpul suplu și echilibrat pentru a consolida mușchii mici, făcând linia corpului frumoasă. Metoda Pilates este compusă din peste 200 de exerciții. Exercițiile de Pilates și modul corect în care acestea trebuie realizate au fost prezentate în ghidul metodei Pilates, anexa tezei de doctorat. Al doilea capitol, determinarea metodologică a modului în care metoda Pilates influențează activitatea centrelor sportive și condiția fizică a practicantelor, tratează subiecții, metodele și organizarea cercetării științifice. Prima secțiune a capitolului prezintă metodologia ce urmează a fi utilizată, modul de organizare și etapele desfășurării cercetării. A doua secțiune a capitolului dezvoltă metodele de implementare a conceptului de management în cadrul centrelor sportive. În cadrul acestei secțiuni vor fi identificate competențele necesare unui manager sportiv și, de asemenea, va fi realizat un studiu de caz privind organizarea unui centru sportiv și impactul pe care îl are metoda Pilates asupra situației financiare a acestuia. A treia secțiune a capitolului cuprinde descrierea metodologiilor și exercițiilor utilizate în vederea stabilirii beneficiilor aduse de metoda Pilates asupra condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Astfel, cercetarea experimentală a impactului metodei Pilates asupra managementului unui centru sportiv și asupra condiției fizice a practicantelor a fost structurată în patru etape, fiecare etapă având un conținut distinct și realizată prin metodele de cercetare anterior prezentate. Prima etapă a studiului, 2016-2017, a constat în identificarea și studiul literaturii științifice și metodologice privind metoda Pilates și managementul centrelor sportive, cât și a literaturii pedagogice și medicale. A fost întocmit și dezvoltat tabloul metodologic al studiului, au fost selectate și stabilite metode pentru studierea și rezolvarea sarcinilor cercetării experimentale. A doua etapă a studiului, 2017-2018, s-au efectuat activități experimentale pentru implementarea cunoștințelor de specialitate și a principiilor psihopedagogice, vizând educația fizică a femeilor în vârstă de 30-40 de ani prin intermediul exercițiilor Pilates. În cadrul procesului au fost ajustate mijloacele, metodele și compoziția antrenamentelor, având în vedere îmbunătățirea sănătății participantelor. S-a efectuat monitorizarea performanțelor și a stării de sănătate. Cercetarea experimentală a constat în desfășurarea a patru experimente cu exerciții Pilates, unui eșantion de femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, în scopul identificării beneficiilor aduse asupra condiției fizice. Ulterior aplicării testelor au fost colectate rezultatele, analizate, interpretate și au fost emise concluzii privind impactul metodei Pilates asupra participantelor la studiu. A treia etapă
2018-2019 a fost realizată o analiză sistematică și generalizarea materialului faptic colectat pe baza rezultatelor cercetării experimentale s-au format principalele concluzii și recomandări practice. În urma aplicării testelor asupra cursantelor s-a procedat la chestionarea acestora în vederea validării rezultatelor obținute în faza experimentală. Totodată, a fost identificată necesitatea elaborării unui ghid al metodei Pilates, care să prezinte modalitățile de practicare și beneficiile aduse asupra stării de sănătate. A patra etapă a studiului, 2019-2020, a constat în realizarea și cuantificarea cercetării privind managementul centrelor sportive și modalitățile în care disciplina Pilates, ca parte componentă a ofertei de servicii sportive, influențează veniturile, cheltuielile, profitul și numărul de clienți la nivelul acestor organizații. A fost realizat studiu de caz privind managementul unui centru sportiv prin intermediul unei analize asupra situațiilor financiare în perioada 2017-2020 prin referire la fiecare disciplină din oferta de servicii. Totodată, prin intermediul metodei chestionarului, au fost identificate competențele necesare unui manager de centru sportiv și au fost prezentate prin intermediul unui model specific de competențe. În vederea identificării cât mai corecte a modului în care practicarea exercițiilor Pilates determină îmbunătățirea asupra condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, au fost realizate 4 cercetări experimentale diferite. Experimentele au vizat nivelul de dezvoltare și tonifiere a musculaturii abdominale, creșterea mobilității coloanei vertebrale în plan anterior și dezvoltarea elasticității mușchilor posterior ai coapsei, îmbunătățirea echilibrului, precum și modificarea compoziției corporale. Cu scopul de a valida corectitudinea datelor colectate și a rezultatelor obținute în urma desfășurării celor 4 teste, a fost obținut feedback-ul direct al participantelor la cursurile de Pilates prin intermediul unui chestionar. În vederea identificării competențelor necesare funcției de manager sportiv, am utilizat ca metodă de cercetare chestionarul. Cercetarea a fost realizată în anul 2019 prin aplicarea chestionarului persoanelor de conducere din centrele sportive din Iași. Studiul a implicat un număr de 16 manageri de centre sportive. Rezultatele au fost prelucrate prin elaborarea modelului de competență pentru managerul sportiv prezentat detaliat în cadrul tezei. Studiul de caz privind evoluția economică a centrului sportiv în perioada 2017-2020 și impactul metodei Pilates asupra afacerii a fost realizat prin raportare directă la evoluția tuturor disciplinelor din oferta centrului sportiv, cu detalierea veniturilor, a cheltuielilor și profitabilității afacerii. Analiza a fost realizată în cadrul unui centru sportiv din județul Iași, România, în oferta căruia sunt disponibile 4 discipline sportive: aerobic, Pilates, fitness și arte marțiale. Activitatea de Pilates a fost introdusă în oferta centrului de la începutul anului 2017 pentru a diferenția serviciile față de alte săli de sport concurente. În anul 2016, veniturile anuale ale centrului au fost de 196,720 RON, aportul adus de Pilates la cifra de afaceri fiind unul semnificativ, de minimum 10% în primul an și până la minimum 20% în al patrulea an, așa cum se observă în analiza ce urmează. Se poate observa evoluția ascendentă a veniturilor centrului sportiv, corelate cu creșterea direct proporțională a cheltuielilor în perioada 2017-2019. Anul 2020 determină o răsturnare a evoluției favorabile, centrul sportiv având o diminuare majoră a veniturilor și implicita profitabilității, fapt generat de apariția pandemiei de coronavirus, care a determinat închiderea centrului timp de 4 luni, reducerea numărului de clienți și creșterea neplanificată a cheltuielilor cu materiale sanitare. Evoluția financiară din 2020 fiind determinată de un factor extern, pandemia, preconizăm că va fi recuperată în anii ce urmează, având în vedere importanța pe care a dobândit-o activitatea sportivă pentru starea de sănătate și măsurile de prevenire a răspândirii coronavirus adoptate la scară internațională. În urma analizei asupra centrului sportiv, concluzionăm prin a afirma că Pilates constituie o activitate care generează venituri considerabile acestuia, aproximativ 20-25% din cifra de afaceri. Al treilea capitol al tezei, argumentarea experimentală a impactului metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și asupra condiției fizice a practicantelor, cuprinde pe parcursul a două secțiuni principale, analiza rezultatelor și datelor colectate prin intermediul metodologiei aplicate și prezentate în capitolul anterior. Capitolul respectă structura duală a primelor două capitole, primul subcapitol fiind dedicat analizei rezultatelor și datelor obținute privind impactul metodei Pilates asupra centrului sportiv, urmând ca cel de-al doilea subcapitol să se axeze pe rezultatele obținute în faza experimentală,
a exercițiilor Pilates prin raportare la condiția fizică a practicantelor. Rezultatele studiului realizat pentru perioada 2017-2020 asupra situațiilor financiare anuale și asupra încasărilor realizate pe fiecare disciplină din oferta de servicii ale centrului sportiv relevă faptul că disciplina Pilates contribuie considerabil la realizarea cifrei de afaceri și la păstrarea clientelor. Concluzionăm prin a afirma că Pilates constituie o activitate care generează venituri considerabile centrului sportiv. Rezultatele testului privind dezvoltarea forței musculare abdominale ne-au evidențiat faptul că în cazul grupei experimentale se remarcă îmbunătățirea ale forței musculare abdominale ca urmare a practicării exercițiilor Pilates, media aritmetică la testarea inițială fiind de 8,6 repetări, în timp ce la testarea finală este de 11,8 repetări, progresul fiind de 3,2 repetări. Rezultatele testului privind dezvoltarea mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare prin metoda Pilates ne-au evidențiat faptul că participantele din grupa experiment au obținut valori mediane de 27 de cm la testarea inițială și de 30 de cm la testarea finală, progresul fiind de 3 cm. Progresul realizat se datorează în primul rând lucrului cu o mare varietate de mijloace la clasa experimentală și a dezvoltării mobilității sub toate formele ei de manifestare. Astfel, comparând rezultatele obținute, se poate constata că valorile grupei confirmă faptul că metoda Pilates îmbunătățește condiția fizică a femeilor prin dezvoltarea mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare. Rezultatele testului de echilibru ne-au arătat că la grupa experimentală media aritmetică la testarea inițială este de 3,3 cm, pe când la testarea finală este de 1,8 dezechilibrări, la testarea progresul fiind de 1,5 dezechilibrări. Valoarea mediană înregistrată la grupa experimentală a fost de 3 dezechilibrări la testarea inițială și de 2 dezechilibrări la testarea finală, progresul fiind de o dezechilibrare. Comparând rezultatele obținute de aceste testări, se poate constata faptul că la testarea finală valorile sunt mai scăzute, rezultând o îmbunătățire a echilibrului femeilor care au participat la experiment. Rezultatele testului privind modificarea compoziției corporale, realizat pe un eșantion de 30 de femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, au demonstrat că în timp ce valoarea pretest a greutății corporale aparținând femeilor care făceau exerciții Pilates a fost de 67,13 plus minus 9,72, valoarea post-test a fost una mai mică, de 65,64 plus minus 9,49. S-a demonstrat că valoarea pretest a indicelui de masă corporală la femeile care făceau exerciții Pilates a fost de 25,15 plus minus 3,78, în timp ce valoarea post-test a scăzut la 24,59 plus minus 3,35. S-a observat o scădere atât a mediei greutății corporale, cât și a indiciului de masă corporală la femeile incluse în grupul experimental. Rezultatele testului confirmă ipoteza că exercițiile Pilates au un efect pozitiv asupra greutății corporale, cât și asupra indicelui de masă corporală. În concluzie, a fost semnalată influența pozitivă a eficientizării exercițiilor utilizate asupra grupului țintă din cadrul metodei Pilates. De asemenea, a fost prezentată importanța practicării acestei discipline și promovarea în cadrul centrului de fitness pentru că aduce cu sine multiple beneficii atât centrului cât și femeilor care o practică. Concluziile generale și recomandările formulate și propuse în baza rezultatelor cercetării efectuate au confirmat ipotezele și scopul cercetării. Prezentul studiu demonstrează importanța practicării activităților motrice recreative la nivelul întregului centru sportiv și în speță practicarea unei activități sportive relaxante și eficiente care contribuie concomitent la dezvoltarea abilităților și condiții fizice, cât și la nivelul veniturilor financiare ale centrului sportiv. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim. Întrebări. Ne-am recomit și întrebări. Mă aveți întrebări. Se mai poate îndemeni și după aceea mai încolo sau acum? Nu, acum. Da, ziua. Aș avea o întrebare, dacă se poate. Aș dori, în primul rând, să, dacă poate să ne spună doamna Irene Nica, ce intenții de cercetare sau dacă are în vizor, în concordanță cu concluziile cercetărilor prezente, dacă vizează continuarea lor în viitor și cu alte aspecte de interes. O primă întrebare. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule profesor.
În ceea ce privește zona de management, un studiu ulterior ar fi în direcția studierii unei discipline care aduce beneficii financiare centrului sportiv, la fel ca și metoda Pilates, iar în cealaltă direcție a metodei Pilates, cred că aș studia, aș realiza un studiu sociologic, întrucât femeile care vin la practica acestei metode vin și pentru socializarea cu celelalte practicante. De asemenea, aș realiza un studiu neurologic pentru a vedea ulterioarele schimbări și modificări la nivelul tonusului muscular. De asemenea, aș putea aborda un studiu realizat pe aparate Pilates, cum ar fi Cadillacul Pilates sau un reformer. Da. Dilema cercetătorului. De măsură ce avansăm cu cercetarea, acest demers epistemologic devine tot mai complex și trebuie să avem chipzuința de a păși acolo pe căile care să ne ducă într-adevăr la rezultate, cât mai suntem în viață. Că așa putem cerceta o viață întreagă aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare! Mai sunt întrebări? Dar poftim domnul Noiu, doctor conferențiar. Stimată pretendentă, dacă puteți să-mi spuneți eficiența economică, da? Și activității manageriale a clubului, care l-ați luat la bază pentru studiu, s-a datorat metodei Pilates sau s-a datorat modelului de competențe manageriale elaborat? Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule profesor. Studiul realizat în metoda Pilates a fost concretizat prin rezultatele prezentate. Ulterior a rezultatelor obținute, s-a dorit studierea zonei manageriale, întrucât observând că această disciplină aduce notoritate centrului, automat cliente mai multe, sigur că și veniturile au crescut considerabil. Aceasta a fost dorința și scopul realizării studiului în zona de management, pentru a observa financiar concretizarea atenției acordate acestei discipline. Suntem pe ambele împreună. Da. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Praniște, doctor conferențiar. Așa, o întrebare. De ce femei de vârstă 30-40 de ani, de ce această vârstă, și totuși care ar fi specificul acelor forme de organizare a metodei Pilates, anume pentru această categorie de femei. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule profesor. Am ales această categorie de femei întrucât am observat că reprezintă 90% din femeile care frecventează această disciplină. De asemenea, această metodă, Pilates, are avantajul și pune la dispoziție o multitudine de exerciții care pot fi adaptate și aplicate diferitelor categorii de femei, cum sunt în cazul acesta 30-40 de ani, care prezintă nevoi diferite. Și ăsta este scopul pentru care am ales această categorie de vârstă. Și ce specific ar Pilatesului, adică ar fi, de ce anume Pilates, adică ce component ar Pilatesului, ce se evidențează? Sigur.
tehnica specifică prin care metoda Pilates acționează în cadrul ședințelor se axează în principal pe metode respiratorii, de coordonare, dezvoltarea echilibrului, Da, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Ce mi-e dorește să... Aveți întrebări? Nu aveți întrebări. Atunci am și eu o întrebare. Dumneavoastră ați implementat această metodă din 2017, da, așa am înțeles eu. Am înțeles că beneficii pentru managementul edificiilor sportive, dar beneficii pentru societate sau pentru, eu știu, acei care au fost implicați în acest experiment, sunt sau nu? Vă mulțumesc pentru întrebare. Consider că am adus și beneficii asupra societății, întrucât am elaborat acest ghid al metodei Pilates, în care redau atât metode de antrenament care poate fi realizat și practicat în timpul liber acasă și acesta ar fi... Da. Pe mine mă interesează dacă dumneavoastră a studiat chestia aceasta și dacă o aveți în cifre. Deci au venit la etapă incipient, să spunem, pregătire sau mușchii abdominal, îndeplinit o testare cu, eu știu, un efort fizic, deci... Mă înțelegeți, despre măsurare, deci dacă ați măsurat lucrurile acestea. Sigur, am evaluat în faza inițială, așa cum am prezentat mai devreme, pentru dezvoltarea musculaturii abdominale, dezvoltarea mușchilor posterioare coapsei și dezvoltarea echilibrului, inițial și final, la fel și pentru compoziția corporală, prin realizarea unei fișe anterioare clientelei și ulterioare după, la finalitatea studiului. Bine. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Vă mulțumim. Atunci cuvântul se oferă secretarului științific pentru a duce la cunoștință obiecțiile, sugestiile. Deci... Mulțumim, domn președinte. Conform acordului conducătorului de doctorat și membrilor Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, au fost expuse următoarele observații, și anume de modificat titlul tezei pentru a elimina sintagma performanțe sportive, eliminarea tabelului și figurii din introducere, subcapitolul neinclus în cuprins a fi eliminate din text și a fi realizată o trecere între aliniate, punctul 2.1 din capitolul 2, de transferat în capitolul 1, unde se prezintă descrierea situației în domeniu în baza analizei literaturii de specialitate, de a modifica denumirea punctului 2.5 și de a argumenta care este legătura dintre conținutul chestionarului și direcția de cercetare, punctul 3.2, de transferat în capitolul 2, unde se prezintă organizarea și desfășurarea cercetării și descrierea metodelor de cercetare. Astfel, a fost autorizată editarea rezumatului de doctorat, luând în considerare că cele menționate au fost înlăturate. De asemenea, au parvenit avize de la alte centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei, și anume Ungureanu Bogdan Constantin, doctor conferențiar universitar, Facultate de Educație Fizică și Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Petruța Martinaș, asistent universitar, Facultate de Educație Fizică și Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Jurat Valeriu, director școlii doctorale, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, doctor profesor universitar, Grajdan Olga, doctor conferențiar universitar, Catedra de Gimnastică în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova. Toți cei menționați stabilesc actualitatea temei de față, importanța acestei atât pentru sistemul de educație fizică și sport, cât și pentru dezvoltarea centrelor sportive și recomandă teza pentru a fi susținută în cadrul susținerii publice de astăzi. Vă mulțumesc. Poftim, pretendenta. Aveți de spus ceva la domnii care v-au făcut avizurile și... Sigur, vă mulțumesc foarte mult pentru realizarea acestor avize. Bine, atunci cuvântul se oferă conducătorul științific pentru a caracteriza. Mulțumesc. Mă scol? Mulțumesc. Doctorat? Da, de doriți. Scol. Cam greu.
trebuie pilates, practic. Onorată asistență, ce pot să vă zic eu? Tema este destul de actuală. Eu cred că se înscrie într-o componentă interdisciplinară. Prima, management economic, și a doua, management pedagogic. Și nu în ultimul rând, metoda Pilates, care când a apărut doctoranda la noi aici, era un neologist. Noi, după tradiții, ca să-i șocăm pe reprezentanții de la CNA, tot timpul în tezele, titlurile tezelor pe care le înaintam, erau cuvinte noi, care pe urmă erau preluate. Și cred că în continuare să fie preluate. Ca și doctorandă, Irene este a treia de la Iași. Eu am susținut la Iași, la aceeași universitate, teza și eu cred că trei persoane de acum care devin doctor, e ceva pentru... Procesul a fost reversibil. Ce pot să zic? Ca și persoană, eu cred că este de o exigență ieșită din comun. Adică, la timp, executa, era cu inițiativă extraordinară. Unicul lucru care la noi provoca complicații era ca să nu prevaleze în teză partea economică, ci cea pedagogică. Și eu cred că noi am reușit mai mult decât atât, că în ultimul timp managementul pedagogic ia amploare și noi am putea acum să demonstrăm că managementul educației fizică și sport nu ține neapărat de managementul economic, ci de managementul pedagogic. Deși doctoranda a demonstrat o chestie care în perioada pandemică managementul financiar, partea financiară a managementului economic este cu un debit pozitiv. Nu în ultimul rând, vreau ca să audă și cei de la CNA că industria sportivă este partea industriei statului care aduce beneficii în orice perioadă, inclusiv și în perioada pandemică. Partea economiei statului. Da. Ce să, eu o felicit și eu cred că o să mă susțineți că merită titlul de doctor în științe. Mulțumesc! Vă mulțumim! Atunci cuvântul se oferă referentul oficial Triboi Vasile, doctor de pedagogie, profesor universitar, Gusevski și nou. Stimate domnul președinte, stimați colegi, membru onorată asistență, teza de doctor în științe pedagogice elaborată de doamna Nica Irene Teodora abordează într-un mod interdisciplinar legătura între activitățile sportive și conceptele manageriale, analizând impactul pe care are disciplina Pilates asupra condiției fizice a participanților, în special a femeilor cu vârsta între 30-40 de ani, dar și modul în care aceasta influențează conceptele de management contemporan a clubului sportiv prin raportare directă la veniturile înregistrate. Teza lui doctor, cu titlul Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiții fizice, reprezintă o lucrare științifică valoroasă care se remarcă prin originalitatea temei, doctoranta desfășurând cercetare asupra metodei Pilates din două perspective, cea a centrului sportiv, care urmărește creșterea notorității și a veniturilor, și cea a practicantului interesat cu prevedere de beneficiile aduse supra stării generale de sănătate. Lucrarea elaborată și prezentată de către doctora Danica Irene
tratează un subiect de actualitate, prezentând modul în care implementarea conceptelor de management la nivelul centrelor sportive pot determina adaptarea și supraviețuirea organizației într-o piață competitivă și supusă efectelor nocive ale factorilor externi, precum pandemie și coronavirus. În acest context, doctoranta analizează metoda Pilates drept factor diferențiator față de concurență, factor generator de profil și concomitent ca pe un complex de exerciții sportive ușor adaptabile antrenamentelor individuale și, sau de grup și care determină efecte pozitive asupra condiției fizice a participanților. Lucrarea doctoratare o întindere de 118 pagini, în care se adaugă un număr de 5 anexe, din care apreciem ghidul metodei Pilates, material amplu care poate fi utilizat pentru promovarea exercițiilor Pilates și a beneficiilor aduse asupra stării de sănătate și condiții fizice a participanților, a practicanților, mă scuzați. În introducere este argumentată actualitatea temei abordate și importanța problemei cercetate, sunt precizate elocvent scopul, obiectivele, ipotezele și sarcinile cercetării cu rolul de a justifica demersul științific. Primul capitol al tezei, intitulat Fundamentare teoretică și metodică referitoare la impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiții fizice, prezintă într-o manieră duală aspectele teoretice, practice și legislative privind managementul centrului sportiv și metoda Pilates, având scopul de a determina necesitatea elaborării și fundamentării metodologiei. Acest capitol se finalizează cu o serie de concluzii preliminare. Capitolul 2, determinarea metodologică a modului în care metoda Pilates influențează activitatea centrului sportiv și condiția fizică practicanților, tratează subiecții, metodele de organizare, cercetării științifice și prima secțiune a capitolului prezintă metodologia și urmează să fie intitulată modul de organizare a etapei desfășurării cercetării. A doua secțiune a acestui capitol dezvoltă metodele de implementare a conceptul de management în cadrul centrelor sportive. A treia secțiune a capitolului cuprinde descrierea metodelor și exercițiilor utilizate în vederea stabilirii beneficiilor aduse de metodă Pilates asupra condiții fizice a femeilor cu vârsta între 30 și 40 de ani. Capitolul se finalizează cu concluziile preliminare. În cadrul acestui capitol se remarcă abilitatea autoarei de a trata și analiza prin aplicarea unor metode de cercetare științifice variate aspecte privind managementul unui centru sportiv, dar și modul în care activitățile de tip Pilates influențează condiția fizică a participanților. Doctoranta a selectat ca un grup țintă femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, eșantion care prezintă diferite particularități specifice genului și vârstei ei și care sunt luate în considerare la elaborarea unui antrenament de Pilates adaptat. Astfel, experimentele propuse de doctorantă au vizat nivelul de dezvoltare și tonifiere a musculaturii abdominale, creșterea mobilității coloanei în plan anterior și dezvoltarea elasticității mușchilor posterior ai coapsei, îmbunătățirea echilibrului precum și modificarea compoziției corporale. Cel de-a treilea capitol al tezii, argumentarea experimentală a impactului metodei Pilates asupra managementului
managementul centrului sportiv și asupra condiției fizice a participanților cuprinde pe parcursul a două secțiuni principale, analiza rezultatelor și datelor colectate prin intermediul metodologiei aplicate și prezentate în capitolul anterior. Rezultatele studiei realizate pentru perioada 2017-2020 asupra situațiilor financiare anuale, asupra încasărilor realizate prin fiecare disciplină din oferta de serviciu ale centrului sportiv, relevă faptul că disciplina Pilates contribuie considerabil la realizarea cifrei de afaceri și la păstrarea clienților. În ceea ce privește impactul metodei Pilates asupra condiției fizice, rezultatele celor prin teste experimentale și ale chestionării au confirmat ipotezele cercetării, dovedind pe baze științifice și relevante faptul că Pilates contribuie la dezvoltarea condiției fizice a femeilor cu vârstă cuprinsă între 30-40 de ani. Concluziile generale, care finalizează prezentarea rezultatelor cercetării, întrunesc calitățile sintezelor teoretico-științifice, conținutul al căror este în strânsă corelație cu obiectivele înaintate, reflectă impactul metodei Pilates asupra managementului centrului sportiv, cât și asupra condiției fizice a femeilor cuprinse în studiu. De asemenea, sunt propuse recomandări în baza rezultatelor cercetării efectuate. Complementar cercetării efectuate, doctoranta Nica Irena Teodora a elaborat și un ghid al metodei Pilates, instrument util ce are menirea de a pune în valoare această metodă prin ilustrarea unui program cu exerciții definitorii care să vină în ajutorul femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, precum și a tuturor celor care vor să însușească practica acestei metode. În concluzie, teza de doctorat elaborată de doctoranta Nica Irina Teodora probează un efort științific susținut, reflectat într-o lucrare cu caracter de noutate și originalitate și cu care poate fi aplicabilitate practică în cadrul centrelor sportive și în programe de dezvoltare a condiției. Având în vedere toate aprecierile menționate mai sus, consider că tema de teză de doctorat cu titlu Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiții fizice, elaborată și prezentată de către doamna Nica Irina Teodora, îndeplinește toate exigențele impuse de Consiliul Național pentru acreditare și atestare Republicii Moldova, unei teze de doctorat, ceea ce justifică propunerea de a fi susținută public în prezentarea Comisiei de Doctorat și de să oferi autoare titlul științific de doctor Științele Educației cu specialitate 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Cuvânt îi se oferă doctorantei. Poftim! Vă mulțumesc, domnule președinte! Dore... domnului membru al Comisiei. Obiecții nu au fost așa că nu aveți... Sunteți de acord cu poziția? Da, sunt de acord. Sunt de acord. Da. Bine, atunci... Mulțumesc, sunteți. Vă mulțumesc. Atunci acum să oferă domnul Cojocan Andrean, doctor în biologie, profesor de universitate. Rotariu. Da. Ei, trebuie și eu ca la noi, Cojocan. Da, da. Cojocariu. Da, să știți că unul ideea mea este trecut Cojocanul. Deci așa, se mai fac, mai făceau confuzii pe vremea respectivă sau, mă rog, de pe scrierea documentului. Cred că celălalt era minor care a scris familia. Posibil. Mulțumesc frumos. Domnule președinte, domnule conducător științific, stimați membri ai comisiei, doamnă candidat, onorată asistență, sigur că
am privilegiul de a participa la, la această susținere publică, în condițiile în care o cunosc pe Irene de foarte mult timp. A fost, bineînțeles, studentă la programele de licență și de master ale Universității Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Și am avut ocazia, astfel, să o cunosc, să îi observ devenirea profesională și poate, într-o mică, oarecare măsură, să îi o și influențez. Doresc să... De aceea nu este o surpriză pentru mine opțiunea domniei sale de a urma un parcurs doctoral. Și o felicit pentru această decizie și o felicit și pentru munca laborioasă pe care a desfășurat-o, pentru că știm cu toții ce înseamnă un asemenea efort de cercetare și de realizare a unei teze de doctorat. Ca urmare, dați-mi voie să dau citire referatului realizat. În vederea obținerii titlului științific de doctor în științele educației. Subsemnatul profesor universitar dr. Adrian Cojocariu, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în calitate de membru referent oficial la Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, elaborată de Irene Teodora Nica, intitulată Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice, în vederea obținerii titlului științific de doctor în științe pedagogice, analizând lucrarea cu toată atenția, am constatat aspectele precizate în cele ce urmează. Subiectul tratat este unul interesant și de actualitate în domeniul activităților corporale, metoda Pilates fiind în zilele noastre larg utilizată pe plan internațional, dar și datorită abordării duale a impactului, atât asupra condiției fizice a practicantelor, cât și asupra managementului centrelor de fitness. Teza este structurată pe trei capitole, cuprinde un ghid al metodei Pilates, iar la final este expusă o bogată bază bibliografică. Încă din partea introductivă a tezei sunt exprimate elocvent scopul, obiectivele, ipotezele și sarcinile cercetării menite să justifice demersul științific în conformitate cu o serie de contradicții pe care domnia sa le identifică în literatura de specialitate. Primul capitol al tezei cuprinde analiza detaliată a informațiilor provenite din studiul bibliografic. Autorul surprinde pe rând, cu realism, spunem noi, efectele definitorii și totodată particulare ale managementului organizațional sportiv sau de fitness, apoi particularitățile metodei Pilates, respectiv reperele psihofiziologice și motrice care definesc subiecții cercetării, care sunt, după cum știm, de gen feminin, cu vârste între 30 și 40 de ani. Analiza critică a permis, în finalul acestui capitol, elaborarea câtorva concluzii pertinente, între care menționez cantitatea destul de săracă de informații de natura impactului managerial al metodei Pilates, existente la această dată, precum și argumentarea importanței demersului experimental pentru stabilirea eficienței metodei menționate asupra condiției fizice a subiecților. Autorul consacră prima parte a celui de-al doilea capitol prezentării în detaliu a metodologiei și etapelor cercetării doctorale. Ulterior, pe baza rezultatelor obținute din aplicarea unui chestionar managerilor de centre sportive, se elaborează un model de cunoștințe și aptitudini necesare managerului unei astfel de organizații, care include îndeosebi promovarea activităților sportive desfășurate în cadrul organizației, asigurarea funcționării eficiente a organizației în condiții de competitivitate pe piață, stabilirea atribuțiilor personalului de subordine și monitorizarea interacțiunilor și comportamentului acestora, toate în condiții de inovație și de management eficient al resurselor umane. În cadrul aceluiași capitol, prin studiul de caz cu privire la impactul metodei Pilates asupra afacerii într-un centru sportiv, autorul constată adecvat că aceste activități sunt și pot fi generatoare de profituri importante și pot crește astfel competitivitatea organizației în piața de profil.
În finalul capitolului al doilea se prezintă sistemul de teste utilizat în cadrul experimentului mai sus amintit pentru investigarea nivelului forței abdominale, mobilității coloanei vertebrale și a elasticității musculare, a echilibrului și compoziției corporale la subiecții cercetării. Apoi, descrierea în detaliu a conținutului variabilei independente în care metoda Pilates a ocupat un loc esențial. Conținutul și rezultatele chestionarului privind impactul practicării Pilates asupra condiției fizice a femeilor. În legătură cu acest ultim aspect, remarcăm gradul ridicat de satisfacție al clientelor cu privire la beneficiile aduse de metoda Pilates asupra condiției fizice, concretizate mai ales în suplețe mai bună, îmbunătățirea de echilibrului, stabilitate emoțională și scădere în greutate. Autorul conchide argumentat la finalul capitolului faptul că metoda Pilates reprezintă o activitate motrică cu beneficii evidente asupra nivelului de satisfacție a practicantelor și care are un impact managerial important asupra centrului sportiv prin creșterea competitivității și a volumului veniturilor. Capitolul al treilea este destinat aproape în totalitate analizei rezultatelor cercetării în ce privește îmbunătățirea condiției fizice prin intermediul exercițiilor Pilates. Putem constata că prelucrarea și interpretarea datelor a permis autorului confirmarea ipotezelor, precum și elaborarea unor concluzii obiective, subliniind faptul că programele de exerciții Pilates folosite în cadrul testelor a experimentului și, bineînțeles, relevate de teste, au acționat în direcții multiple, datorită unor modificări adaptative semnificative la nivelul grupelor musculare vizate. De asemenea, rezultatele chestionarului aplicat practicantelor Pilates confirmă beneficiile resimțite la nivelul sănătății fizice și mentale și validează rezultatele obținute în etapa experimentală. Ca urmare, din concluziile generale ale tezei, în mod firesc, se remarcă un demers științific complex cu două componente clar conturate, managerială și legată de condiția fizică a persoanelor de gen feminin cu vârsta de 30-40 de ani. În concluzie, în ce privește teza de doctorat a autoarei, experiența sportivă se îmbină eficient cu abilitățile de cercetare și manageriale, afirmație susținută și de publicațiile acesteia, favorizând concretizarea unei lucrări utile, inedite, interesante, cu o abordare evident interdisciplinară. Ca atare, consider că valoarea aplicativă a lucrării constă în oferirea unui model de management în organizațiile sportive la nivel decizional și de conținut al activităților, în acord cu realitățile sociale, demonstrând influența benefică pe care metoda Pilates o manifestă asupra condiției fizice, asupra gradului de satisfacție al practicantelor și implicit asupra competitivității și profitabilității. În completul său, consider că teza doctorandei Irene Teodora Nica oglindește munca laborioasă pe care a depus-o, având un conținut bogat în cercetări personale, conștiincios efectuate, oferind posibilități certe de aplicabilitate practică. Față de cele mai sus, apreciez că demersul științific întrunește condițiile științifice de fond și de formă cerute unei teze de doctorat și propun acordarea titlului de doctor în științele educației doctorandei Irene Teodora Nica. Mulțumim! Mulțumesc! Poftim, cuvânt să fie doctorante. Mulțumesc, doamne profesor. Sunteți de acord, da? Deci, cuvântul se oferă referentul oficial, domnul Liușnea Ștefan, Cristian Ștefan. Domnul Liușnea, ne auziți? Ne auziți, domnul Liușnea? Ana, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, în primul rând îmi cer scuze că nu sunt acolo cu dumneavoastră. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, domnule coordonator, doamnă doctorant, onorată asistență, în primul rând aș dori să încep cu o precizare care, în opinia mea, este importantă. Câteva aspecte semnificative. Pe de o parte, consider că orice preocupare pentru îmbunătățirea condiției fizice a omului în contextul actual marcat de foarte multe probleme legate de stres, de sedentarism, de obezitate, de anumite afecțiuni care derivă din aceste probleme,
este binevenită și, având în vedere implicarea doctorandei pe o perioadă lungă de timp, începând cu 2015, marcată și de perioada pandemică, este de apreciat. Pe de altă parte, un alt lucru pozitiv, în opinia mea, este legat de realizarea acelui kit al metodei Pilates, care este anexat tezei, deși metoda Pilates este folosită de la 1926 de către inițiatorul acesteia, domnul Joseph Hubert Pilates, și care de la început viza îmbunătățirea forței fizice cu trimitere spre zona abdominală a zonei fisierilor, a mușchilor dorsali. Un alt aspect important este legat de a doua direcție abordată în teză, cea care a vizat realizarea unui model de competențe manageriale și bănesc că aici s-au avut în vedere că de o parte pregătirea profesională a managerului, talentul de ghilimele acestuia și, în ultimul rând, experiența. Ca să nu vă răpesc prea mult timp, nu o să mai intru în amănunturile care au fost dezbătute, trebuie să ținem cont că susținerea este deja în faza finală și foarte multe lucruri s-au ridicat, s-au spus la celelalte două susțineri și cu condiția eliminării și ultimele obiecții, e posibil să fie treaba în regulă. Teza de doctor prezentată de către doctoranda Nica Iren Teodora este o lucrare științifică cu caracter aplicativ, un lucru pozitiv de altfel, ce abordează o problemă de actualitate, cea a metodei Pilates și a impactului acestea pe care poate genera în practicarea acestor forme de activitate fizică asupra stării de sănătate a femeilor cu vârsta adultă, precum și cu preocupare legată de sistemul management eficient al unui centru sportiv de profil. Noutatea și originalitatea lucrării sunt elevate din tema care a fost aleasă și o temă care se referă la starea de sănătate a femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, raportată pe de o parte la stilul de viață, la starea de sănătate a acestora, care a fost urmărită printr-un studiu atent realizat, care a fost orientat în direcția îmbunătățirii și menținerii acestei stări prin metoda mai subvenționată. Această direcție, doamna doctoran, recomandă practicarea activităților fizice cu caracter atât independent, dar și într-un cadru organizat, în centre sportive cu o abordare care este de actualitate, dar insuficient studiată, fiind faptul că, în prezent, marile probleme sunt legate de activitățile hipokinetice. Orice preocupare, vă spuneam, este binevenită în această direcție. Astfel se pot evita apariția timpurie a unor boli, precum cele cardiovasculare, respiratorii, cele legate de greutatea excedentă, de diabet, afecțiune osoasă, osteoarticulare. Suportul metodologic al cercetării a permis autoarei să identifice câteva contradicții. Nu să le mai reluăm, dar plecând de la acestea, a fost posibilă alegerea temei, care în mod direct constă în căutarea și optimizarea condițiilor de organizare a unui centru sportiv într-un mod mai eficient și, în ultimul rând, analiza impactului pe care poate avea pe toată perioada sau la condiții fizice a practicatelor. Scopul studiului realizat de către doctoranda Nica Iren, constând argumentarea teoretică și verificarea în baza unui experiment, a eficienței condițiilor de organizare și de predare în vederea îmbunătățirii condiției fizice a femeilor. Partea interesantă în viziunea mea este prezentată de faptul că această metodă este aplicată pe două direcții. Chiar din vizualizarea titlului, este în evidență acest aspect, puțin atipic. Cele două direcții, una fiind cea a managementului unui centru sportiv, prin care se urmărește eficientizarea activității acestuia, prin creșterea veniturilor, și a doua direcție fiind orientată către clienții sălilor, cei care sunt interesați cu pregătire de beneficii legate de obținerea și menținerea unei stări de bine la modul general. Abordarea celor două direcții este realizată printr-un studiu cu valențe interdisciplinare, cum a fost precizat astăzi,
Astfel poate fi dovedită baza metodelor și prilajul folosite. Impactul pozitiv pe care pare să-l conferă utilizarea lecției la adresa ta asupra creșterii veniturilor în cerul sportiv, dar și asupra îmbunătățirii în mod real a condiției fizice a clientelor. Problemele legate de cercetarea de bază sunt bine argumentate și conectate la cadrul teoretic, în timp ce cadrul de citare indică o gândire creativă prezentată în elaborarea unor modele eficiente de programe specifice de tradiție adaptate în aplicarea femeilor cu vârsta cuprinsă de 30-40 de ani. Aici trebuie punctat faptul că doctoranda a reușit un transfer interesant și al cunoștințelor și competențelor dobândite în mod personal particular în cadrul pregătirii domeniei sale către beneficiarii unei săli de profil. În ceea ce privește subiectul cercetării, acesta constă în posibilitatea implementării unei concepții manageriale la nivelul unui centru sportiv și mai ales identificarea competențelor necesare pentru funcția de manager sportiv, precum și evaluarea modului în care forma de activitate fizică, de la desparte componenta ofertei servicii sportive, poate contribui la atingerea obiectivelor manageriale ale organizației. Și aici ne referim la mărirea veniturilor și creșterea numărului de clienți. În elaborarea tezii, doamna doctorand a plecat de la ipoteza conform căreia se presupune că metoda Pilates poate avea sau nu un efect pozitiv asupra îmbunătățirii condiției fizice a femeilor, dar și asupra eficienței managementului centrelor sportive. În vederea confirmării ipotezei au fost luate în calcul mai multe aspecte de condiționare. Ce este important, problema principală a tezii se referă la modalitatea prin care metoda Pilates poate influența managementul centrelor sportive, contribuind astfel la succesul afacerii. Au fost luate în calcul câteva elemente definitorii, care au stat la baza stabilirii strategiei de abordare a tezei de doctorat. Printre acestea se numără identificarea componentelor de management care pot să influențeze situația financiară a unui centru sportiv, elaborarea unui model de competențe necesare managerului sportiv pentru ca centrul să fie performant, identificarea acelor măsuri necesare pentru îmbunătățirea profitabilității centrului sportiv în baza rezultatelor financiare din perioada 2017-2020. Proiectarea unui plan de exerciții Pilates pentru îmbunătățirea condiției fizice a femeilor cu vârsta cuprinsă de 30-40 de ani, o perioadă de vârstă dificilă, ce doamnele care au pierdut ani fără preocupare au avut dificultăți în a relua activitate și foarte multe doamne domnișoare evită să lucreze cu ediții specifice cu îngreuiere și astfel că doar Pilates se poate plia mult mai bine pe ceea ce își doresc acest tip de cliente. Verificarea activitatea experimentală a eficienței edițiilor Pilates în vederea optimizării condiției fizice a acestora și în realizarea atât de interesantă a fost realizat și un chestionar la rândul practicantului de Pilates în vederea obținerii unui feedback de privire la modul în care aceste exerciții le poate influența starea de sănătate fizică, fiziologică și, în ultimul rând, psihică. Fundamentarea teoretică a tezei doctorandei Nica Eren Teodora constă în stabilirea condițiilor organizatorice și pedagogice, mai ales de pregătire fizică a femeilor prin intermediul unor metode și mijloace complexe și integrate, cum este și metoda Pilates. Abordarea teoretică, completată de rezultatele institutului experimental, atent realizat, a extins și completat fundamentele și studiile teoretice și metodologice generale, orientate în direcția preocupărilor, care au în centrul atenției activitatea fizică a omului, foarte importantă de altfel, și implicit posibilitatea alegerii unui stil de viață mai sănătos pentru toată populația activă, în special pentru doamne și domnișoare. Metodele de analiză statistică corespund tipului de studiu propus, în timp ce rezultatele sunt relevante, fiind descrise clar și concis. În ceea ce privește structura tezei, doctorandei Nica Eren Teodora, în primul relatare corectă, logică precisă, astfel în partea evolutivă este argumentată actualitatea temei abordate și importanța problemei care a fost vizată. Sunt precizate atât scopul cât și obiectivele cercetării, dar și evidențiată
și originalitatea autoritimei pe cele două direcții menționate anterior. În primul capitol al tezei sunt prezentate aspectele teoretice, practice și legislative cu privire la managementul unui centru sportiv, precum și metoda Pilates. Cel al doilea capitol sunt prezentate mai multe aspecte legate de grupul de subiecti, de metodele folosite, de organizarea disciplinării științifice. Astfel, în prima fază este prezentată filologia ce urmează a fi utilizată, modul de organizare și etapele de desfășurării cercetării, urmată de stabilirea celor metode de implementare a conceptului de management în cadrul unui centru sportiv, ca în final să fie deschisă metodologia și sistemele de acționare utilizate în vederea stabilirii beneficiilor aduse de aplicarea metodei Pilates pe direcția îmbunătățirii pontifice a femeilor de vârstă adultă 30-40 de ani. Autoarea tezei de doctor propune ca fiecare centru să aibă propriul ghid de competență, o idee interesantă, vizând aplicarea practicilor de recrutare, astfel pentru a putea identifica competențele necesare funcții de manager a unei organizații sportive. Doamna doctorandă a realizat o anchetă sociologică în bază de chestionar în anul 2019, fiind chestionate persoanele din conducerea unor centre sportive din Iași. Ce este relevant, au fost de asemenea un studiu de caz, managementul unui centru sportiv, în oferta căreia sunt disponibile patru tipuri de activități, aerobic, pilates, fitness și arte marțiale. Aceea de pilates a fost introdusă în oferta centrului începând cu anul 2017. În cel al doilea capitol este prezentată argumentarea experimentală a impactului metodei pilates asupra managementului centrelor sportive și asupra condiției fizice a practicantelor. Analiza în baza metodologiei aplicate astfel are de fapt de o parte impactul metodei pilates asupra centrului sportiv, iar pe de altă parte sunt prezentate rezultatele obținute în urma aplicării elecțiilor pilates asupra grupului țintă. În final, doctoranda Nicaeren Totora, în cadrul capitolului concluzii și recomandări, evidențiază influența pozitivă a metodei pilates atât asupra managementului unui centru sportiv, dar și asupra îmbunătățirii condiției fizice a clienților care au ales să practice această formă de activitate fizică. Concluziile formulate în finalul tezei, în baza rezultatelor citării efectuate, au confirmat ipoteza și scopul prezentei teze. În concluzie, rezultatele citării sunt în concordanță cu obiectivele de bază ale temei supuse de cercetării, aspect care demonstrează accesibilitatea metodologiei elaborate, cel mai important, posibilitatea implementării acesteia în practică. Conținutul biografiei, un număr de peste 240 de lucrări și din biografia internațională, o parte prin diversitatea studiilor din mai multe domenii științifice, a scos în evidență caracterul interdisciplinar și confirmă competența autoarei tezei, ceea ce a fost materializat în abordarea tuturor compartimentelor prezentate. Este important de scos în evidență munca pe care a depus-o doctoranda, motiv pentru care atât conducătorul tezei merită felicitări și doctoranda. Astfel, în baza celor menționate anterior și a implicării doctorandei, îmi permis să afirm că teza impactul metodei Pilates asupra managementului centrului sportiv și a condiției fizice, realizat de către doamna Nicaeren Teodora, corespunde cerințelor CNA Crucii Moldova față de acest gen de lucrări, iar autoarea tezei poate fi recomandată pentru conferirea lui de doctor în științe pedagogice la specialitatea 533.04, educație fizică, sport, terapie și recreație. În ultimul rând, vreau să felicit și pe domnul președinte, domnul profesor universitar doctor Mamamati Vyacheslav, pentru efortul depus de-a lungul anilor pentru a crea condiții celor care își doresc să facă o perfecționare prin studii doctorale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor! Deci, acum să trecem cu postul. Trecem la discuții. Poftim și ne vedem oaspeți. Nu, stați un pic. Vrem discuții, discutăm. Vreau să spuneți ceva și discuții, nu? Uite, imaginea tezei. Mă rog, da, mă rog.
metoda Pilates, de ce am practicat copiii vârsta, exemplu, 10-11 ani, să implementăm în școli. Exemplu, eu lucrez în școală primară, ar fi bine să încerc la gimnastică să aplic niște metode chiar. Nimic interesant. E posibilă treaba asta? Vă mulțumesc pentru întrebare. Sigur, posibilitatea există. Puteți aborda această disciplină la o vârstă mai mică, însă, din punctul meu de vedere, nu ar avea succes. Adică copiii nu cred că ar fi concentrați, pentru că abordează tehnici respiratorii, tehnici care nu doar că acționează asupra corpului, cât și asupra stării fizice, mentale și emoționale. De aceea, această categorie de vârstă accesează metoda Pilates și pentru recreere și destinderea de cotidian. Astfel, copiii n-ar putea înțelege scopul practicii acestei metode la o vârstă așa fragedă. Dar poate practica. Depinde ce țară. De pildă în Jumbo, în Japonia, nu, mulțumesc. De mult folosesc metoda aceasta la copii, anume la copii. Deci, dar iarăși, e greu de implementat, în primul rând, de aceea că copilul caută joacă. Deci, jocuri mobile, jocuri sportive, diferite estafete, asta e. Bine, cine mai dorește? Dar asta nu înseamnă că nu se poate încerca. Încercăm, experimentăm și vedem care este rezultatul. Deci, noi trebuie, membrii comisiei trebuie fiecare să-i expună în parte, dar eu nu văd rezonanță ca să-i expună recenzenții oficiali, pentru că recenzenții oficiali s-au expus în recenzie. Sigur că da. Și conducătorul științific tot și au rămas doi, secretarul și președintele. Poftim, domnul secretar. Da, mulțumim, domnul președinte. Eu, în primul rând, aș felicita pretendenta de azi, da, la titlul de doctor în științe al educației, asupra prezentării. Eu vreau să te felicit pentru asta, în primul rând. Mulțumesc. În al doilea rând, aș menționa că, dacă se mă refer la teză, da, este o teză destul de interesantă. Luând în calcul configurația, da, care a tezei, din aspectul ăsta legat de educație fizică, de pregătirea, da, fizică, de includerea metodei Pilates cu femeile de vârsta 30-40 de ani și configurația anume legată de influența, da, acestor femei care vin zi de zi la acest centru sportiv în aspectul managerial și aspectul de eficiență economică a acestui centru. Este o configurație interesantă, încă o dată menționez, din considerentul, eu venim din Turin, știm, consumatorul de azi este acela care aduce nemijlocit, să spunem așa, finanțele în cadrul unui centru sportiv, de care depinde și activitatea managerială a acestea în ulterior. De aceea, pentru acest legătură, să spunem așa, felicit pretendenta de astăzi. Cu toate acestea, eu am niște păreri, revăzând teza, văzând rezumatul tezei, unele păreri personale, referitoare la anumite aspecte care, din punctul meu de vedere, ar aduce plus valoare tezei, dar care nu diminuează semnificativ, da, bunătății, da, dar nu diminuează aspectul științific al tezei și valoarea care o are teza. Eu m-aș referi aici, de exemplu, în figura 2-3, de indicat valoarea în tabelă, adică să fie procent, indicat procent, metri, secunde, pentru că este menționat, dar nu se înțelege exact, adică acest aspect. Tabelul 2.13 este dat răspuns la întrebări. Ar fi bine de adăugat sau de completat cu niște diagrame. Ar fi mult mai și pentru cei care vizualizează teza, da? Dar și pentru cel care va aplica aspectul practic al tezei în practică. Sub punctul 3.1 din teză, eu cred că el este un pic scurt, ar trebui completat cu grafice. Aici mă refer la managementul, eficiența managementului centrului sportiv, pentru că ca text este reflectat că s-a îmbunătățit datorită metodei, dar niște diagrame, niște date statistice referitor la eficiența economică și așa mai departe.
Și un alt aspect ar fi sursele, îmbunătățirea redactării surselor bibliografice, aducerea lor, ele sunt, în mare parte, dar un pic de adaptat ghidului. Unele surse bibliografice conform cu SVN, cu mici retușeri. Încă o dată menționez că aceste aspecte nu diminuează valoarea științifică a tezei, de aceea încă o dată vă felicit, vă doresc succes. Și recomand ca pentru a fi atribuit titlul de doctor în științe educației la specialitatea 533-04 Educație fizică, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumesc! Da. Stimați membri Consiliului Științific, onorată doctorantă, noi când am întărit tema aceasta la ședința Senatului, ne-a fost interesant, deci, metoda asta Pilatus. Adică de ce că eu, fiind ca membru sau reprezentant al judoului, deci japonezii de mult folosesc metoda aceasta în judo, anume pentru copii, de la etapa incipientă când se începe toate lucrurile acestea. Și foarte mult interesant, păi ce ați fi, ce ați implementeze doamna în această lucrare. Și într-adevăr am văzut că este o lucrare originală, o lucrare care poate fi implementată în practică și cu succes. Această lucrare, nu vorbesc despre actualitate, pentru că este foarte actuală și la general stau și mă gândesc, poate să implementăm și noi, avem și noi foarte multe edificii sportive, adică tot aceea nu am implementat diferite metode din management, deci avem rezultate nu rele. Avem și idei multe, dar în Republica Moldova e cam greu de implementat ideile, mai ales la nivel de managementul edificiilor sportive. Așa, o pildă foarte simplu. Noi avem un bazin de not după Casa Guvernului, unde am propus un proiect foarte serios ca să facem undeva 480 de metri pătrați, 4800 de metri pătrați, și acolo se privede birouri de kinetoterapie, masajuri, spaie, sală de forță, bazin de not, bazin mic pentru copii. Și am făcut calculele ce venit trebuie să aducă acest complex pe an, s-a primit undeva 3 milioane și vreo 700.000 de euro. Echivalent în lei din Republica Moldova, cam vreo 75 de milioane de lei. Deci acesta este bugetul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. De fapt, nu, bugetul e 50 de milioane, dar la noi banii ce primim noi. Plus, atunci noi nici avem nevoie ca statul să-mi dea bani dacă organizam chestia aceasta, care eu le-am spus principalul, că din start nu se cheltuie niciun leuț la chestia asta. Tot fac agenții economici, dar primele două, trei etaje sunt aceste 4.800 sau 700, nu mai amintesc corect, de metri pătrați, și restul, agentul economic a vrut să facă edificiuri, eu știu, pentru chestia acolo. Deci, un lucru foarte... Ei, sunt niște lucruri care, dar dumneavoastră, cu o metodă așa mai simplă, deci metoda aceasta, e clar că nu depinde numai de metodă, depinde și de cel care implementează metoda aceasta, de antrenor, metodist sau altceva, cum implementează chestia asta și ce interes au doamnele care vin să folosească această metodă. Și dumneavoastră a selectat foarte bine vârsta de 30-40 de ani, pentru că această vârstă este anume când femeile se află după nașterea copilului, în timpul acesta, care naște, care după naștere. Deci mușchi abdominali, e clar că trebuie să lucrezi asupra acestui, pentru că sunt niște procese biologice care în timpul sarcinii, e clar că mușchii se relaxează, mușchii vin leacă atrofiați și toate celelalte. Și e bine și pentru acele care, de pildă, vor doresc să nască după 40. Pentru că dacă întărim, adesea după 40 nu doresc să nască pentru că e problemă. Deci e riscant. E riscant. Dar în așa, cu așa metode, eu cred că e bine ca să naști după 40. Și e un lucru foarte... De atunci m-am întrebat de care este impactul social totuși în chestia aceasta, pentru că teza s-a
o susțineți anume în pedagogie și nu în economie sau în alte chestii. Deci, la general, vreau să spun, și analiza literaturii e foarte perfect, mecanismul științific l-a selectat foarte bine. Deci, un pic trebuie de mai lucrat cu textul. Noi, eu cred că asta aveți un pic de timp, sunt unele greșeli, dar acestea trebuie făcut, pentru că cerința față de lucrurile acestea e foarte strictă la ANACEP. La general, lucrarea e bună, o să o susținem și acum trecem la etapa următoare. Membrii, noi rămânem pe loc, da? Da. Oaspeții ne părăsesc. Și doctorantul tot. Și doctorantul tot. Temporal. Temporal. Vă mulțumesc. Stimați membrii comisiei, pentru susținerea tezei de doctor, stimate doctorante, onorată asistență, avem proiectul hotărârii, deci eu am să-i dau citire proiectul hotărârii. Comisia de susținere publică din cadrul Universității de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova cu privire la teza de doctor a doamnei Nica Irena Teodora cu tema impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condițiile fizice. Înainte spre susținerea publică pentru înaintată spre susținerea publică pentru conferirea titlului de doctor în știință ale educației la specialitatea 533-04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Conform raportului prezentat de doamna Nica Irena Teodora și aprecierilor pozitive ale referențelor oficial Triboi Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Educație Fizică și Sport Chișinău, Cojocăriu Andrian, doctor în biologie, profesor universitar, Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași, România, și Liușnea Cristian Ștefan, doctor în știți pedagogici, conferențial universitar, Universitatea Dunăre de Jos din Galați, România. N-am să dau o citire integral cu proiectul hotărârii, dumneavoastră l-ați citit. Deci, am să dau încheiere. Comisia de susținere publică la specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, hotărăște. Teza doamnei Nica Irene Teodora, înaintată spre susținerea publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea Republicii Moldova. Iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în știință ale educației la specialitatea 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Punctul 2. Comisia de doctorat să intervine către Senatul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cu rugămintea de a aproba prezenta hotărâre a Comisiei de doctorat privind conferirea titlului științific de doctor în știință al educației și transmiterea acestuia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea Republicii Moldova. Punctul 3. A atribui tezei de doctor doamnei Nica Irene Teodora cu tema impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condițiilor fizice, calificativul foarte bine. 19 puncte. Îmi permit să dau citire și procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei de doctorat din cadrul Universității de Educație Fizică și Sport din 03 decembrie 2020-2021. În vederea conferirii titlului științific de doctor în știință al educației doamnei Nica Irene Teodora, în baza susținerii publică a tezei doctor cu titlul Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condițiilor fizice, a fost prezenți la vot 6 membri Consiliului, s-a votat pro
6 contra 0. Secretarul științific comisiei, domnul Onore, semnat. Eu vă felicit și pun la vot acest proces. Cine pentru a aproba procesul verbal privind rezultatul și totodată și hotărârea, da? Trebuie hotărârea să... Da, și hotărârea. Cine pentru a aproba aceste două unități, vă rog, votați. Contra? Întrebați-o pe Liușnea. Domnul Liușnea, sunteți de acord? Da. Da. Ion Fedeș. Așa. Cuvânt îi se oferă doctorantii. Asta e ultimul cuvânt la ședința de astăzi. Vă mulțumesc, domnule rector. Doresc să aduc mulțumire întregii comisii prezente. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și pentru faptul că am ajuns astăzi aici. Mulțumesc! Dumneavoastră ați ajuns aici datorită dumneavoastră însuși. Cu sprijinul dumneavoastră și al următorului. Nu elaborați teza, nu ajungeați aici. Dar noi suntem așa, ca să apreciem. Bine, vă mulțumesc! Mulțumesc! Declar ședința de astăzi închisă și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră.